fie ca toată slava, toată cinstea să-i dăm lui Dumnezeu după masa aceasta. Îi mulțumim că suntem la închinare. Psalmul 125, versetul 1 și 2 spune altfel: cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Amin. Haideți să stăm ridicați pe picioare, să începem să lăudăm lui Dumnezeu prin cântare și fie ca harul lui Dumnezeu să umple toate inimile după masa aceasta. Amin. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin, când mă rog, mă ascult. Mă ierți, numai tu mă înțelegi, credincios îmi răspuns. Iar sub aripa ta de furtuni mă astins, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea prin har să trăiesc. Inima mea pe tine te caută, căci tu ești cel mai minunat. În seara acestei zile fie binecuvântat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre care salmistul spunea că era cel mai minunat, cel mai frumos dintre oameni. În seara acestei zile mulțumim Domnului că suntem în casa lui de închinare. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de unde s-a citit și de dimineață, dar recitesc în această seară, versetul 15 și 16 spune în felul următor. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea,
Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Dorința Domnului Iisus Hristos din versetul 15, am dorit mult ca să mănânc Paștele, sper și cred că a fost dorința noastră a tuturora, a dumneavoastră, ca în seara aceasta să fim împreună în locul acesta și să mâncăm și să bem la cina Domnului din pâine și din rodul viței care simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus jertfit pe calvar. Mi-amintesc de perioada aceea largă, de vreo 12 săptămâni aproximativ, când n-am putut să ne întâlnim la casa de închinare. Toți care am trecut prin această perioadă ne amintim cât am dorit ca să ne vedem, cât am dorit să putem să luăm parte la cină. Și aș vrea în această seară dorința aceasta de a sta împreună în prezența lui Dumnezeu. Și nu numai acum, pentru că versetul 18 spune că îl vom bea nou în împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus, să fie o dorință și o realitate noi. Haideți acum să-i mulțumim Domnului, să-i mulțumim că în seara aceasta am putut să venim la casa aceasta de închinare, să-i mulțumim Domnului că biserica aceasta încă este deschisă și ne mai putem vedea fețele, putem să avem părtășie. Am stat de vorbă săptămâna aceasta cu cineva care de la pandemie încoace n-a mai fost la închinare și mi-a spus, frate, oricum face orice predică ascult pe internet, cât de bine ar fi ea. Nu simt cercetarea care o simțeam când eram în casa de închinare în biserică. E adevărat, lipsește părtășia, un element fundamental în viața noastră de credință. Părtășia împreună, să te întâlnești cu frați, cu surori, să cânti, să te rogi împreună. Este un lucru esențial și haideți să-i mulțumim Domnului că aceste lucruri le-a rânduit și să cerem binecuvântare Domnului peste serviciul din această seară, peste slujba aceasta în care ne vom apropia de aceste daruri, de cina cea de taină și Domnul să lucreze. Amin.
Povara mea cea grea, îți dau viața mea, tot ce eu trăiesc, mă mare salvator, veșnic ai dat salvare lumii și ai înviat dintre morți, înviat dintre morți, lasă gloria peste-ntreg pământ, cântăm pentru slava lui veșnic vii. Doamne, lasă gloria peste trec pământ, cântăm pentru slava celui veșnic vii. Doamne, Tu ce miști chiar munții, ești un mare Salvator, ești mare Salvator, veșnic ai dat salvare lumii și ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Doamne, Tu ce miști chiar munții, ești un mare salvator, ești mare salvator, veșnic ai dat salvare lumii și ai înviat dintre morți, înviat dintre Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, vă spunem tuturor un bun venit la casa Domnului, Domnul să ne binecuvinteze pe noi toți. Iată că și în seara aceasta suntem la acest eveniment, la această sărbătoare a cinei Domnului și doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți și rugăciunea aceasta care o vom face înaintea Domnului, o vom face o rugăciune de mărturisire. Socotesc că este bine să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune de mărturisire, într-o rugăciune în care să venim cu păsul nostru înaintea Domnului. Se vorbea de dimineață aici de Petru, care s-a lepădat de Domnul și atunci, în curtea Marelui Preot, când Domnul Iisus Hristos era judecat și după ce Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru că atunci când va cânta cocoșul de trei ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și spune cuvântul Domnului, când privirile acestea s-au întâlnit, s-au uitat țintă Domnul Iisus Hristos în privirea lui Petru, Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului, a ieșit afară și a plâns cu amar.
și a plâns starea lui, și a plâns păcatul lui, și a plâns faptele lui care le-a făcut, și în seara aceasta și noi să venim înaintea Domnului, privind în cuvântul Scripturilor la cartea Evanghelistului Matei, capitolul 27, de la versetul 45, ascultați ce spune cuvântul Domnului despre moartea Domnului Iisus. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie! Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat. Aceasta s-a întâmplat la moartea Domnului Iisus. Imaginați-vă în seara aceasta prin ochii credinței să-L vedem pe Domnul Iisus cum moare pe Golgota, pe Calvar pentru noi. Și pentru El nu s-a găsit un pahar cu apă. Când la cuvântul Lui, la vorba Lui, toate izvoarele puteau să se îndrepte spre El. Dar a fost ceasul în care Domnul Iisus Hristos a fost dat în mâna celor fără de lege. A fost dat la moarte pentru mine, pentru dumneatale. Și unele versuri ale cântărilor spune, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preot, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. În seara aceasta, recunoscător să venim înaintea Domnului și să cerem iertare, să rugăm că El să ierte vina păcatului nostru, spune Isaia 59 cu versetul 1, că nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască și nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre, ale noastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund să-L fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Haideți ca în seara aceasta noi putem să dăm zidul acesta la o parte. Noi putem ca să venim înaintea Domnului. Spune David în Cartea Psalmilor, capitolul 32, spune câtă vreme am tăcut, spune, haideți să citim versetele acestea, 32 cu versetul 1, spune, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta averii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Frați și surori, în seara aceasta să mergem înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem iertare, să-i cerem să stăm înaintea Domnului în rugăciunile noastre. Am citit din cuvântul Scripturilor, când Domnul Iisus Hristos a murit pe Golgota, spune că îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Ce înseamnă aceasta? Ruperea perdelei din lăuntrul templului înseamnă că s-a deschis o cale spre prezența lui Dumnezeu. Perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor închidea drumul spre prezența lui Dumnezeu. Și prin moartea lui Hristos, perdeaua a fost îndepărtată și calea spre Sfânta Sfintelor, adică prezența lui Dumnezeu, a fost deschisă. Și în seara aceasta noi venim toți înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Dacă în vechime trebuia să meargă preotul, să aducă jertfă pentru el, pentru casa lui și apoi să aducă jertfe pentru întreg popor, să intre în templu și să facă acolo ritualul acela care trebuia făcut și toată mulțimea stătea afară. Noi toți suntem astăzi înaintea Domnului, în prezența Domnului și venim să-L rugăm pe Domnul ca Domnul să se îndure de noi, Domnul să ne ierte de orice vină, de orice fără de lege, ca să putem să stăm la masa aceasta, ca să putem să întindem mâna, să luăm din pâine și din rodul viței. Aici suntem toți bine, suntem îmbrăcați bine, frumoși, arătăm bine. Și dacă am privit la Biserica Ortodoxă, care sfinții sunt pe pereți, acolo stau bine, însă cuvântul Domnului spune la noi, sfinți, căci El este sfânt. Și haideți ca în seara aceasta, ridicați în picioare, să intrăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, sunt înaintea Ta.
Și de luni până cealaltă duminică, când ne vom întâlni din nou la casa lui Dumnezeu, să avem o viață plăcută înaintea Domnului, să avem o trăire după voia lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu va fi acela care însuși va avea un cuvânt de spus în dreptul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta, pentru că noi avem o intrare slobodă la Tatăl. Suntem în prezența Domnului și Domnul să asculte rugăciunile fiecăruia dintre noi. Am citit din Isaia că numărul Domnului nu este prea scurtă. Și haideți ca noi să dăm zidul acesta la o parte, ca să avem o atitudine corectă înaintea Domnului, de a sta înaintea lui Dumnezeu și să fim oamenii aceia, creștinii aceia activi și în casa de rugăciune și oriunde ne vom găsi. Și atunci când cântăm, să cântăm cu toții, când ne rugăm, ne rugăm cu toții, când tinerii cântă aici, să putem spune un amin, un aleluia. Spunea de dimineață fratele Marcel că trăim somnul acesta al nepăsării. Haideți să ne trezim la realitate și să spunem: Doamne, lucrează, Doamne, vorbește potrivit nevoilor noastre. Fie binecuvântat Domnul. Amin. Ne rugăm.
Ce bucurie să mă știu copilul tău și să fiu mereu păzit de mâna ta. Glorie ție, ai spălat păcatul meu prin Iisus crucificat la Golgota. Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și am să stâng mereu că te iubesc. Ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și am să-ți spun mereu că te iubesc. Mă înveți să te urmez, zi de zi mă oglindesc în ochii tăi. Ce șoapte calde când îmi spui că mă iubești și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc. Ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și-am să-ți spun mereu că te iubesc. Tot ce este în mine te glorifică tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și-am să spun mereu când te prin ca și în, după masa aceasta, cu toți împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt de acum și în veci. Amin. Amin. Pentru următoarea rugăciune vreau să citesc câteva versete din Iacob, capitolul 5, începând de la versetul 13, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Iese vreo unul printre voi în suferință? Să se roage. Iese vreo unul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnavi? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu îndelemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Probabil, când ați auzit citindu-se aceste cuvinte, ați înțeles motivul rugăciunii. Primul verset spune, este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. E adevărat că nu-i ușor,
când treci prin suferință să te rogi. Dar îmi aduc aminte cu plăcere, într-o joi seară se cânta aici o cântare atât de frumoasă. Și cântarea avea corul care spunea în felul următor: când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Ceea ce trebuie să spunem copiilor noștri și fraților noștri, trebuie să spunem căci Dumnezeu este Dumnezeu care este atotputernic. Să spunem copiilor noștri și celor ce ne ascultă că Dumnezeu este Cel ce ne iubește. Și să spunem copiilor noștri că adevărata viață nu este viața care o trăim pe acest pământ. Cât de frumos e să vizitezi pe cineva bolnav și ieșind din casa aceea să ieși tu mai întărit. Să mergi să-l întărești pe cineva și să nu vorbești mult și să-l asculți pe el și să primești în inima ta acea nădejde pe care o are, nădejdea întâlnirii cu Iisus. Ce e trist că de multe ori ajungi să stai de vorbă cu oamenii și cad în deznădejde. Spun, nu mai există Dumnezeu, nu știu unde este Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citit este, acesta este printre voi cineva în suferință, să se roage. Dar de ce? Ce este rugăciunea? De fapt, cu toții știm că una din semnificațiile rugăciunii este conversația ta personală cu Dumnezeu. Apoi cuvântul Domnului spune în continuare, este preunul printre voi bolnavi să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage. Dar citind mai atent am văzut scris că să se roage nu înainte de a-l unge cu un de lemn în numele Domnului. Dimineața stând aici, Duhul Domnului mi-a adus aminte de niște cuvinte atât de minunate. De cuvintele pe care Scriptura le spune și însuși Domnul Iisus Hristos le spune când îi trimite. Apostolul Pavel spune, și în timp ce stăteam aici de dimineață în rugăciune, Duhul Domnului mi-a adus aminte de un lucru care spune, își vor pune mâinile peste cei bolnavi și cei bolnavi se vor însănătoșa. Și în timp ce mă rugam, mi-a spus cât de șiret este diavolul într-o vreme ca și aceasta, când caută să aducă, așa cum se amintea de dimineață, o ațipire, o adormire. Nu mai poți să-ți pui mâinile peste cineva. Și în seara aceasta Duhul Domnului mi-a spus altceva și a spus, da, dacă nu se poate, nu uitați de cuvântul care spune Scriptură, voi sunteți niște preoți în casele voastre. Și aș vrea să vă încurajez bărbaților care sunteți chemați să fiți cu adevărat niște preoți în casele voastre, să nu vă fie frică. Când soția și când copiii sunteți bolnavi, chiar dacă legile acestea spun nu ai voie să îți pui mâinile, nu ai voie să te atingi, aș vrea să-ți spun în după masa aceasta, ca preot în casa ta, ai în lesnire, ai autoritate în numele lui Iisus Hristos să-ți pui mâna peste soția ta, peste copilul tău și să rostești numele Domnului. Apoi spune cuvântul Domnului, rugăciunea făcută cu credință. Și dacă suntem atenți, în versetul acesta pe care l-am citit, spune în felul următor, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Dar de ce nu spune cuvântul, îl va vindeca pe cel bolnav? Ceea ce iubim Scriptura, ceea ce iubim cartea aceasta, aduceți-vă aminte de Evanghelie că totdeauna Domnul Iisus Hristos s-a ocupat mai întâi de suflet. S-a ocupat de iertarea păcatelor. L-a adus acea întâmplare minunată, l-a adus patru pe un slăbănog și l-a coborât în fața Domnului Iisus Hristos. Unul care era în pat, care nu putea să umble, un slăbănog. Și Domnul Iisus Hristos, primul cuvânt care i-a spus, păcatele sunt
iertate. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Dacă doresc ca Dumnezeu să facă ceva, e să mântuiască pe cei bolnavi. Să le ierte păcatele, să-i însănătoșează. Și partea finală a versetului, și dacă au făcut păcate, îi vor fi iertate. Să știi că în suferință, în boală, de multe ori, cei ce au trecut și cei ce trecem, de multe ori ajungem să cârtim, ajungem să păcătuim, ajungem să întristăm pe Dumnezeu. Ce minunat este Dumnezeu! Ce minunat este Iisus! Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Domnul să mântuiască pe toți bolnavii din biserica noastră și bolnavii pentru care ne rugăm. E adevărat că vremurile în care trăim și virusul acesta, aș vrea să vă spun că pe noi ar trebui să facă ceva, să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Mulți au trecut și au spus cuvinte ca și acestea, am crezut că nu este, că sunt povești, dar când am ajuns eu să trec pe acolo, am înțeles. Știți că Dumnezeu, în dragostea Lui, nu are alt plan. Și planul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu este să ne apropie mai mult de El. Și ce frumos spune prorocul Isaia despre poporul evreu. Am vrut să vă strâng, așa cum își strânge cloșca puii, sub adăpostul aripilor mele. Știți ceea ce vrea Dumnezeu într-o vreme ca și aceasta? Să ne strângă mai aproape de El. Să ne strângă mai aproape de El, să-L înțelegem mai bine. Când ne merge bine, și cuvântul Domnului spune, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Să știți, frați și surori, și tineri și copii care mă ascultați, oamenilor care le merge bine de multe ori, uită de Dumnezeu. Uită de Scriptură, uită! Doresc ca în după masa aceasta să ne rugăm pentru frații noștri. Și dorința mea, și cred că este și dorința dumneavoastră, Dumnezeu să-i mântuiască. Dumnezeu să-i mântuiască. Am harul acesta să trec prin familie, dar aș vrea să vă spun că câteodată vin amărât în suflet, nu de puține ori. Am vizitat frați, surori, în fază terminală de cancer, dar unii au sădit în mine o dorință mai arzătoare de a mă apropia de Dumnezeu. Alții, când am văzut că chiar în pragul morții să nu poată spună, te primesc, Iisus, te iubesc, amărciunea mi-a umplut sufletul. Și am vrea ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru frații noștri, pentru surorile noastre. Am primit aici un bilet, fratele Adi Câmpurean ne roagă să ne rugăm pentru o frate care a fost internat în spital în România, este grav bolnav, Onițu, să ne rugăm Domnului. A avut probleme cu respirația, să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-și întindă mâna, să îl mântuiască și dacă Domnul găsește cu cale să-l însănătoșeze. Dacă a avut păcate, așa cum spune cuvântul, să-i le ierte. Și nu numai a lui, și ale noastre, a tuturora. Haideți să stăm ridicați pe picioare. E adevărat, ca slujitori, vă îndemnăm să vă rugați fierbinte. Și știți cum ne rugăm. În continuare, cuvântul Domnului spune, Ilie era un om supus acelor slăbiciuni, ca și noi, dar s-a rugat cu stăruință. Nu știu cum ați primit dumneavoastră o veste care a primit-o împăratul Ezechia, când prorocul a venit și a spus, puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Cuvântul Domnului spune că Ezechia și-a întors fața la perete și a vărsat multe lacrimi. Haideți ca în seara aceasta rugăciunea noastră să fie făcută cu credință împletită cu lacrimi pentru cei
în suferință pentru cei bolnavi și Domnul să ne asculte. Amin. Rămânem ridicați pe picioare. Fratele Marcel Negre va citi textul din care va vesti cuvântul lui Dumnezeu în această seară, în urmă prin fratele Moldovan Emanuel. Vă mulțumim Domnului pentru perioada aceasta, timpul acesta de rugăciune, și va cere binecuvântarea Domnului peste serviciul de cina Domnului care se va desfășura în continuare și Dumnezeu să ne asculte. Amin. Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Luca, la capitolul 22, și vom citi începând cu versetul 35 până la 38 inclusiv. Luca 22, începând cu 35. Apoi le-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: el a fost pus în numărul celor fără de lege, și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici două săbii. Și el le-a zis: destul. Amin. Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și vreau să-ți mulțumim că avem harul, Doamne, ca și după masa aceasta să fim în locașul acesta de închinare. Doamne, îți mulțumim pentru timpul care am putut să-l petrecem, Doamne, rugăciune, și
Știm că Tu ești acela care late aminte la rugăciune, la rugăciunile noastre, la strigătele noastre care se îndreptați pe Tine și Te rugăm, Doamne, ca Tu să le asculți. Și mai mult decât atât, Doamne, Tu să aduci vindecare, Doamne, Tu să aduci mântuire, Doamne, Tu să aduci eliberare, Doamne, Tu să dai credință fiecăruia dintre noi, Doamne, să credem că cuvântul Tău este dat și amin, Doamne, și că se va împlini la timpul hotărât de Tine, Doamne, Dumnezeule. Vom sta înaintea cuvântului Tău, Doamne, și Te rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi pe slujitorul Tău, Doamne, să-L îmbraci cu putere și cu Duhul Tău cel Sfânt, să-L călăuzești în lucrarea de Tu l-ai chemat să o facă în seara aceasta, Doamne, și pe noi ca și biserică să ne îmbraci, Doamne, cu putere, Doamne, să ne ai mai deschise la cuvântul Tău și cuvântul pe care vom primi în seara aceasta, Doamne, să-L împlinim în viețile noastre și în ființele noastre. Te rog, Doamne, în continuare să binecuvântezi, Doamne, lucrarea care se va face, Doamne, cântarea, poezia, Doamne, și tot ce faci să facă pentru slava și pentru gloria anului Tău. Vă să mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce faci pentru noi. Vă să mulțumim pentru această hrană care ne dai în seara aceasta, Doamne, și vă să mulțumesc, Doamne, pentru dragostea Ta, pentru mila Ta, pentru îndurarea Ta. Rămâi, Doamne, Te rog, cu noi și noi și pentru toate Te slăvim, Te binecuvântăm și Te glorificăm. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți care în seara aceasta ați venit la casa de închinare. Domnul să fie binecuvântat că ne-a rânduit acest har, din nou îl repet, frați, surori, membri ai bisericii sau care ne vizitați, prietene case de adunare, copilași, binecuvântarea Domnului să fie simțită în continuare și prezența Lui între noi să fie nelipsită niciodată de la închinările noastre. Amin. Vom continua închinarea acestei seri, fratele Grigore Div va lăuda pe Domnul cu o cântare, după cântarea dânsului, toți cei care doriți să lăudați pe Domnul cu cântări, poezii, ceea ce Domnul v-a pus pe inimă, veți avea libertatea să o faceți, stăm în prezența lui Dumnezeu, lăudăm pe Dumnezeu care merită lauda și gloria, ne deschidem inima ca să primim prezența lui în inimile noastre și sprijinind aceste lucrări împreună cu toți, făcând front comun, spiritual vorbind, ne vom bucura în seara aceasta și vom pleca la casele noastre cu inimile pline de ceea ce Domnul ne-a pregătit pentru noi și Domnul să lucreze. Amin. Slăvit să fie Domnul! Vreau împreună cu dumneavoastră, dacă cunoașteți cântarea, iau un obicei să cânt cântări mai vechi și în această cântare, bineînțeles că este pentru cina Domnului, este amintit un singur nume și numele este celui care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Dar aș dori ca Dumnezeu să ne ajute noi să ne păstrăm alegerea, să ne păstrăm chemarea noastră și în direcția aceasta Apostolul Petru spune în a doua epistolă, capitolul 1, cu versetul 3 și apoi versetul 10, următoarele cuvinte. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului 2 Petru, capitolul 1. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și versetul 10. Da, acesta versetul 3 trebuia să-l spui prima dată. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Și cântarea spune, pentru cei ce i-a iubit sus pe cruce răstignit. Pentru cei ce i-a iubit sus pe cruce răstignit, între doi tâlhari Iisus a murit. Pentru cei 30 de arginți, fără lacrimi și căinți, m-ați vândut preoților ca să mor. Oile mele, ce v-am făcut eu vouă, în loc să fi venit crucea să-mi fi luat, cu nună de spini mi-ați dat.
Oile mele, ce v-am făcut eu vouă, m-ați dus la calvar ca să mor pentru voi, să fiți voi mântuiți. M-ați dus la calvar ca să mor pentru voi, să fiți voi mântuiți. Iuda, oișoara mea, ca să-ți umpli punga ta, m-ai vândut-o la dușmani pentru bani. Te-am nedreptățit cândva sau ți-am tras dragostea mea? Pentru bine ce ți-am vrut m-ai vândut. Te-am nedreptățit cândva sau ți-am tras dragostea mea? Pentru bine ce ți-am vrut m-ai vândut. Oile mele, ce v-am făcut eu vouă? M-am dus la calvar ca să mor pentru voi, să fiți voi mântuiți. Oile mele, ce v-am făcut eu vouă? În loc să fi venit crucea să-mi fi luat, cu nună de spini mi-ați dat. Pe pășuni verzi v-am purtat și la timp am adăpat, și-am umblat prin vânt și ploi pentru voi. Ziua-ntreagă prin pături v-am păzit de lup și furi. Pentru bine ce v-am vrut m-ați vândut. Oile mele, ce v-am făcut eu vouă? În loc să fi venit crucea să-mi fi luat, cu nună de spini mi-ați dat. Oile mele, ce v-am făcut eu vouă? M-am dus la calvar ca să mor pentru voi, să fiți voi mântuiți. Amin.
văzut, mă întărești, că lupta este grea, îmi dai putere să pot înainta. Și pentru încercări vreau mereu să te slujesc. Pentru tot ce tu mi-ai dat, pentru harul minunat, Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Pune cântarea de mine, Doamne, Tu să-ți amintești și iartă-mi greșurile tinerești. Adu-ți aminte de a mea silință, cum pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Hey.
Doamne, Tu să-ți amintești și iartă-mi greșurile tinerești. Iubirea Ta să fie asupra mea, mai mult să împlinesc eu voia Ta. Adu-ți aminte de a mea silință, căci pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Așa precum Nemia a învins atunci când mâna Doamne ți-a întins, așa spre mine, Doamne, să privești, cu brațul Tău Tu să mă izbăvești. Adu-ți aminte de a mea silință, căci pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Adu-ți aminte de a mea silință, căci pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Într-o zi să izbutesc, încât eu ție să îți mulțumesc. Să fii, Iisuse, Doamne, îndurător, să vadă azi întregul Tău popor. Adu-ți aminte de a mea silință, căci pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Adu-ți aminte de a mea silință, căci pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Adu-ți aminte de a mea silință, căci pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Ce simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că moștenesc tot cerul înalt și mântuire că am aflat. În veci cântat
Unul din lucrurile bune de când a început pandemia aceasta, că atunci când ești la predică poți să-ți iei masca jos. Cred că atunci când se termină pandemia o să fim generația cu urechile lăsate. După ce să ne întrebe nepoții noștri, bunicule, dar ce-s cu urechile astea? Știți cum întreba pe scufița roșie pe bunica ei? Și noi nu o să putem să spunem ca să te auzim mai bine și o să-i spunem din cauza pandemiei din 2020 și Dumnezeu știe cât o să mai dureze. Suntem la cina Domnului în seara aceasta. Și am avut cântări frumoase, eu cred că v-ar plăcut de multe ori, spun că însă atâtea cântări, parcă nu știu, mă simt așa prost să întrerup cântările și tot, dar vreau să vă spun că de multe ori maturitatea unei biserici nu stă în cântările care le cântă, pentru că de multe ori știți cum e cu cântările, ca și cu dulciurile, copiii ce vor? Numai dulciuri, dacă ar putea, ar trăi cu bomboane, cu ciocolată și cu știu eu ce. Numai dulciuri, dulciuri, bomboane, numai dulciuri le-ar trăi. Dar de multe ori, noi suntem conștienți ca și părinți că ceea ce-i fac pe ei să crească sănătos este hrana, nu dulciurile. Alea-s bune pe lângă. Și așa e și cu cântarea și cu predica. Dacă nu m-am cânta, unii spun, fraților, cu cântările astea, da, într-adevăr, te saturi de multe ori, dar nu e o creștere sănătoasă. Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să ne oprim câteva minute, pentru că timpul este limitat. Să fie o predică mai scurtă în seara aceasta, în ceea ce privește cina Domnului. Textul care l-am citit cu mai bine de o jumătate de oră în urmă vorbea despre un pasaj sau un eveniment petrecut la masa Domnului.
Imediat după cină, știți că noi de obicei cină o luăm dimineața, acum datorită circumstanțelor, în sfârșit luăm și noi cina seara, nu mai luăm la micul dejun. În seara aceea, când Domnul Iisus a dat cina cea de taină, cum este numită în, mai mult în tradiție cina cea de taină, pentru că Biblia nu scrie despre ea nimic, că ar fi fost de taină. În seara aceea spune Biblia că Domnul a avut o discuție cu ucenicii și a întrebat ceea ce am citit și a spus, când v-am trimis, fără pungă, fără traistă, fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și au spus, Doamne, de nimic n-am dus lipsă. Spune, începând din seara aceasta, lucrurile se schimbă. Începând de la cina aceasta, o să se schimbe tot ceea ce ați cunoscut voi până acum despre viața. Și știți de ce? Pentru că de acum vă trimis și cine are o pungă și o traistă să o ia cu el. Și cine are o, și cine nu are sabie să-și vândă haina de pe el și să-și cumpere o sabie, spunea Domnul. Cu alte cuvinte, ceea ce vă așteaptă în față va fi un drum nou, un drum diferit de ceea, pentru că ascultați-mă bine, când i-a trimis prima dată Iisus, spune Biblia în Matei 10:7, i-a trimis să spună și pe drum propovădui și spuneți, împărăția cerurilor este aproape. Au mers fără pungă, fără traistă. Ce înseamnă, dragii mei, traista? Hrana care trebuie să o ducă cu ei. A spus, nu vă luați hrană, că o să vă dea unde o să ajungeți, o să fiți răniți. Și ce înseamnă pungă? În vremea aceea, noi când ne gândim la pungă, ne gândim direct la Mercadona, punga aia ce ți-o dă când vin cumpărăturile. Pe vremea lor, punga era portmoneul lor, unde își țineau averile, valorile, banii, aurul, galbenii, arginții, toți îi țineau într-o pungă. Și prima dată când i-a trimis Iisus ca să anunțe că împărăția este aproape, le-a spus, nu vă luați nici pungă, nici traistă. Dar acum era o altă problemă. Domnul Iisus a vrea să moară pe cruce, și a vrea să cucerească împărăția aceasta, împărăția care înainte se apropia, avea să vină în fiecare dintre ei. Pentru că urma, spune Biblia, împărăția lui Dumnezeu este în voi de acum, în fiecare. Și atunci a început să le vorbească, știți că în fața lui Pilat, când l-a întrebat, ești împărat? Iisus a spus, da, sunt împărat, dar împărăția mea nu e o împărăție fizică, nu e din lumea aceasta. N-aveți nevoie de traistă cu mâncare. Dar aveți nevoie de o altă traistă cu mâncare, cu hrană care o să o luați în fiecare zi cu voi și care este cuvântul lui Dumnezeu. De acum înainte, cine are traistă, să o ia și să o umple bine cu cuvântul lui Dumnezeu. Cine are o pungă, cine are valori, să nu le țină acasă, că valorile adevărate nu mai sunt în bancă și mașina care o ai. Nu-i mai casa mare sau mică sau cum o ai tu, numai asta e valoarea. Ci valoarea pe care o ai este ceea ce ești tu însuți. De acum înainte, cine are o pungă, să o ia cu el, valorile să țin cu tine. În noua împărăție, în cea împărăția lui Hristos. Și am mai spus un lucru interesant. Cine n-are sabie, să-și vândă haina. Dragii mei, în Sfânta Scriptură, haina este simbolul identității. Exista, așa cum am mai spus, o haină de împărat, exista o haină de rob, exista o haină de cerșetor, exista o haină de văduvă, spune că era îmbrăcată de văduvă. Există haine pentru diferite categorii și haina pe care o aveai pe tine vorbea despre identitatea ta. Și spune Domnul Iisus, de acum, cine are o haină să-și vândă identitatea veche pe care a avut-o. Pentru că ucenicii lui, mulți dintre ei erau pescari, Matei era vameș, ăsta la alt era nu știu ce, fiecare aveau meseriile lor. Și de acum va trebui să vă vindeți identitatea și să vă luați sabie. Și eu am crezut că sabie din asta, de metal, care să dea în stânga și dreapta, dar el se referă la o altă sabie, la o sabie spirituală. La o sabie care, cu care trebuia cucerită noua împărăție, împărăția lui Dumnezeu. Știți bine că spune Biblia în Evrei 4:12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo încât desparte sufletul și duhul, încheieturile și mădugă, judecă simțirile și gândurile inimii. Dragii mei, despre sabia asta vorbea Iisus când a spus cine n-are o sabie să-și ia. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie. Și fac o paranteză. Aș vrea să încurajez pe cei care vor să meargă să studieze cuvântul lui Dumnezeu în seminariile, institutele teologice. Acolo vă învață cum să mânuiți sabia asta, cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă învață cu ea să disecați cadavrul lui Dumnezeu. Vă învață să mânuiți sabia pentru că cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. Cine studiază cuvântul lui Dumnezeu, primește el prima dată viață și are capacitatea să transmită viața aceasta mai departe. Dragii mei, lucrul acesta le spunea Iisus ucenicilor, cine n-are o sabie să-și ia o sabie. Și ascultați-mă bine, tocmai s-au ridicat de la Sfânta Masa Domnului, de la cina Domnului. Și au spus, și ce au spus? Uitați, Doamne, aici două săbii și au scos două săbii. Și au spus Iisus, destul, ajunge.
Și ce m-am gândit și despre ceea ce vreau să vorbesc în seara aceasta? Asta a fost o mică introducere, acum încep să vă vorbesc. Și titlul predicii în seara aceasta este Cu sabia la masa Domnului. Dragii mei, de multe ori ajungem la masa Domnului și ne dăm seama că avem săbiile la noi. Suntem gata să lovim pe cel din stânga, pe cel din dreapta. Există, dragii mei, prima dată se spune, sau cel puțin teologii spun că primul sens, sau mai bine spus, semnificația primului sens al Bibliei, al unui cuvânt care apare în Biblie, este acela care apare prima dată. Și dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, prima dată când apare cuvântul sabie, a fost atunci când Dumnezeu, după ce l-a scos pe om din grădina Edenului, zice Biblia că a pus doi heruvim, niște heruvim, nu scrie că doi, a pus niște heruvim, hai să citim mai, ca să fim mai siguri, Geneza 3:24. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim ca să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Dragii mei, dacă vă uitați în toată Sfânta Scriptură, rolul heruvimului era un rol de apărare, unul dintre roluri, au mai multe roluri. Dacă vă uitați Ezechiel 28:14, când vorbește despre Lucifer, zice, erai un heruvim ocrotitor, adică apărător. Rolul heruvimilor era să apere. De asemenea, Exod 25:19 zice, să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt, să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Pe arca lui Noe era acolo, mă scuzați, pe chivotul legământului, arca în spaniolă. Pe chivotul legământului erau doi heruvim cu aripile care se împreunau, aripile așa în față, unul față de alta, și erau simbolul protecției a ceea ce era în interiorul chivotului. Rolul unui heruvim era de protecție, dar rolul săbii, știți care era? Ca să-l despartă pe om de raiul lui Dumnezeu, pentru că omul a greșit și acolo nu mai putea să intre decât prin alte metode. Nu cum ar fi vrut el să se întoarcă înapoi pe drumul pe care a ieșit. Dumnezeu a pus acolo un heruvim. Dragii mei, unul din rolurile sabiei, știți care este? Să despartă. Spune Biblia și în Evrei 4:12 pe care l-am citit, că cuvântul Domnului este o sabie care ce face? Cu pătrunde până acolo încât desparte sufletul. Dragii mei, sabia aceasta poate să despartă multe lucruri. Sabia poate să despartă capul de trunchi, urechea de cap, știți ce s-a întâmplat cu Malhu, poate să despartă familii, poate să despartă frați, poate să despartă biserici. Și prima sabie cu care putem veni noi la cina Domnului, știți care este? Este gândul nostru, să știți că este o sabie. Spune Biblia în Ioan 13:2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, da, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Dragii mei, un simplu gând la nivelul minții noastre poate să ne despartă pentru totdeauna de veșnicia lui Dumnezeu. Cât este de important, de ce spune Biblia să ne păzim inima, pentru evrei inima era centrul cognitiv, să ne păzim inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Și momentul, dar tot din aceeași minte pot să iasă și izvoarele morții, permiteți-mi să spun în seara aceasta. Pentru că, dragii mei, este un lucru foarte important. Orice faptă, prima dată se lășluiește, știți unde e? La nivelul minții noastre, prima dată e un gând și apoi devine o faptă și apoi din faptă devine un obicei și din obicei un stil de viață și felul nostru de viețuire ne va determina destinul nostru pe viitor, iad sau rai. Și totul, știți de unde pornește? De la o simplă gândire. Căci din inimă, spune Matei 15:19, ies gânduri rele, ucideri, prea curvi, toate furtișaguri, mărturii mincinoase, hulele, știți de unde încep toate? Pune înapoi, căci din inimă cu ce se începe? Cu gândurile rele. Dragii mei, exact așa cum Apostolul Pavel enumeră, roada Duhului Sfânt și începe, dragostea, bucuria, pacea, zice, cea mai mare care-i? Prima totdeauna, pentru că evreii număra de la cel mai mare la cel mai mic, în ordine inversă. Și aici spune, din inimă ies ce? Gândurile rele, de acolo se pornește totul. Un gând rău și așa ajunge la curvie, la ucidere, la furtișagul, la tot felul de lucruri. Am mare grijă, frați și surori, la ce gânduri avem. Spune Biblia să aveți în voi, Filipeni 2:5, gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Gândul nostru trebuie să fie gândul lui Hristos, că dacă nu ne va despărți. Stăm la masa Domnului și numai Dumnezeu știe ce gândiți fiecare de aici. Și numai Dumnezeu știe ce am eu în mintea mea. Eu nu pot să știu ce aveți dumneavoastră în minte și nici voi ce am eu în minte.
Dar este unul care judecă gândurile noastre și simțirile. Este Dumnezeu aici care știe ce gândesc despre mine, despre fratele din stânga ta, din dreapta ta, și gândul ăsta este o armă letală, este o sabie care într-o zi te va despărți de Dumnezeu. Al doilea lucru, știți care este? Limba noastră, spune Biblia, Psalmul 64:3, ei își ascut limba ca o sabie. Dragii mei, limba poate să fie o sabie care să ne despartă. Nu-i de mirare că spune Biblia că atunci când oamenii, prima dată după potop, s-au adunat toți împreună și au pus, și spune Biblia, și-au un singur gând acolo, să facă un turn mare cu care să ajungă să-și facă un nume, spuneau ei, pe fața pământului. Acolo la Babel au zidit un turn. Și au mers și Dumnezeu a privit în cer și a spus, uite ce fac ei. Zice, știți ce vom face acum ca să-i despărțim? Ce-au făcut? Le-au curcat limbile, pentru că limba e o sabie care te poate despărți. Limba te poate despărți de multe lucruri. Le-a încurcat puțin limbile și s-au despărțit ei singuri. Pentru că atunci când oamenii nu se mai înțeleg, când vorbele noastre sunt contradictorii în cu altele, dintr-o dată ne trezim că ne despărțim. Vă întreb, oare câte biserici s-au despărțit din certuri de cuvinte? Nu au fost acolo lucruri mari, nu și-au dat în cam niște neînțelegeri de cuvinte, bă, s-au rupt biserici. Am auzit acum că o biserică care s-a format undeva la începutul anului acestuia, s-a rupt dintr-o altă biserică, deja s-a mai rupt odată. Să rup 10, 20, să mai rup în 5, 10, facem tot câte biserici de câte 3, 4, 5 oameni. Din pricina faptului că nu știm să ne controlăm limba noastră, despre care spune Biblia, Iacov 1:2, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, limba să o înfrânească, să știe bine să controleze sabia asta, își înșeală inima și religiunea unor astfel de oameni este zadarnică. Dragii mei, a treia sabie, pentru că vreau doar să punctez în seara aceasta, nu dezvolt mai mult, pentru că aș vrea să punctez câteva săbii cu care putem. Știți care este? Este sabia fățărniciei. Dragii mei, acolo era și Iuda, la cina Domnului, Iuda. Da, vânzătorul. A mers și el și-a întins mâna. Știți care e diferența între Iuda și ceilalți? Că dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, zice, când a luat Iuda bucățica, a intrat Satana el. Mare atenție! Când a luat Iuda, când a întins mâna și a luat bucățica, a intrat Satana el. Dragii mei, până atunci, Satana doar îl influența la nivelul gândurilor. Din momentul acela, a început Satana să-l posede. Când în grădina Ghețimani, Iuda i-a dat un sărut lui Hristos, mă întreb, oare era Satana el? Îl săruta oare Satana pe Hristos în cel mai josnic chip, cel mai josnic sărut care a existat vreodată? Sabia fățărniciei, să mergi să-l săruți pe Hristos și în același timp să-ți zorzuie în buzunar arginții cu care l-ai vândut. Și acum aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre cei care sunt în seara asta aici, sau cei care ne urmăresc pe internet, l-au trădat pe Iisus afară, dincolo de ușile bisericilor, și vin aici și cântă, și predică, și fac lucruri, și ei trăiesc într-un mod absolut jolțnic, mod care ne demn de harul pe care l-a primit. Fățărnicie curată, dragii mei, am devenit o ceată de fățarnici. La cină sunt mulți care iau cina și zice, bă, ce zic ceilalți lângă mine? Bă, ce mă văd, frate, zice, nu, iau și eu cina, că după dacă stau jos, zic ăștia, ce are ăsta? Și există multă fățărnicie. Ne asemănăm cu Saul de multe ori, care atunci când a venit Samuel la el și a zis, Saule, tu n-ai ascultat cuvântul Domnului. Și ce a zis? L-a prins de haină și a zis, ascultă-mă aici, tu astăzi mă vei cinsti în fața oamenilor. Și a fost cinstit în fața oamenilor și l-a lepădat Dumnezeu. Pentru că Saul a avut să fie fățarnic, să dea bine în fața oamenilor. Și sabia aceasta l-a ajuns într-o zi când era pe muntele Gilboa și fugea de filistei. Și ce a făcut? Spune Biblia, decât să cadă mâinile oamenilor, și-a dat seama, tot oamenii era pentru el. Și-a pus sabia în versiunea Cornilescu spune sulița, dar dacă vă uitați în versiunea Reina Valera spune că sabia. Și-a pus-o cu coada în pământ și s-a aruncat în ea, s-a sinucis în propria lui sabie. Pentru că e o cursă fățărnicia aceasta. Într-o zi, din pricina fățărniciei, vei ajunge și tu să pătimești ca și Saul. Amintiți-vă de fățărnicia lui Petru. Nu spunea Apostolul Pavel, știți că a fost un moment în Sfânta Scriptură, cel puțin că o semnează Sfânta Scriptură, un moment de disensiuni, hai să nu spunem ceartă. Au fost niște disensiuni între Pavel și Petru și știți din ce cauză? Din cauza fățărniciei lui Petru, care mergea și când era cu evrei, se purta ca un evreu. Ținea legea lui Moise, nu mânca porc, nu făcea asta, nu făcea... Și când era cu neamurile,
mânca la masă cu neamurile. Ei bine, dacă n-apărea câte un evreu, se muta de masă dincolo și spune, dacă citiți acolo, nu vă mai citesc acum în Galateni, spune, i-am stat împotrivă pentru că era de condamnat, pentru că era fățarnic, spune Apostolul Pavel. Până la urmă, slavă Domnului că ei s-au împăcat. Dar fățărnicia este o sabie care poate să ne despartă. A patra sabie, știți care este? Sabia mândriei. Dragii mei, în noaptea aceea, spune Biblia, în noaptea în care Domnul urma, mai puțin de 12 ore îl despărțeau pe Hristos de cruce. Și ce făceau ucenicii? Să certau care dintre ei o să fie cel mai mare. Spune Biblia că s-a iscat o ceartă, citiți în Luca, aici unde am citit în acest capitol 22, puțin mai înainte, spune, s-a iscat o ceartă între ucenici care să vadă care dintre ei o să fie cel mai mare. Și s-a uitat Hristos la el, el mielul lui Dumnezeu, el, știu eu, corabia de salvare din Genesa, mielul de jertfă din Exod, marele preot din Levitic, steaua lui Iacov din Numeri, știu eu, legământul din Deuteronom, căpetenia oștirii din Iosua, el, crinul din vale, trandafirul din Sarom, domnul domnilor și împăratul împăraților și-a dat haina jos și s-a pus în genunchi în fața lui Petru și a spălat picioarele. Când a văzut că Petru și cu ceilalți se certau și a spus, care dintre noi o să fie cei mai mare? Dragii mei, există o sabie numită sabia mândriei cu care de multe ori venim și la masa Domnului o avem cu noi. Și de multe ori lucrul ăsta ne desparte unul pe celălalt. Amintiți-vă de Petru ce a zis, Doamne, zice, dacă toți ăștia, da, ăștia, amărâți ăștia, dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și o să ascultă-mă bine, Petru, nu va cânta cocoșul de două ori în seara aceasta și de trei ori te vei lepăda de mine. Și știți bine cum s-a terminat povestea lui Petru. A cântat cocoșul și l-a găsit în lacrimi pe Petru, pentru că mândria merge unde? Înaintea căderii. Atenție mare că mândria ne poate despărți, pentru că spune Biblia că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Nu poate un om mândru să se apropie de Dumnezeu. De aceea spune Biblia, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că era fiu de Dumnezeu, n-a considerat ca un lucru de apucat să se considere la fel cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de haina împărătească și a coborât în lumea noastră. S-a făcut rob și ascultător până la moarte. Ăsta a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Asta a fost pilda pe care ne-a lăsat-o în noaptea în care a fost vândut Domnul Iisus. Și ce a făcut? Noaptea care a fost vândut, a îngenuncat în fața lui Petru și a spălat picioarele și în fața tuturor celorlalți ucenici. Și-a dat haina lui jos și a rămas ca un rob, doar cu ștergarul încins și a spălat picioarele ucenicilor. Ce pildă de smerenie a dat Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, mândria l-a despărțit pe Lucifer de Dumnezeu. Știți bine ce a spus Lucifer, mă voi înălța, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu și mă voi face asemenea lui, voi fi ca Dumnezeu, ca cel preanalt. Vrea să primească și mândria aceasta l-a despărțit pe el de Dumnezeu. În Corint, vă amintiți, la puțin timp după înălțarea Domnului la cer, a trecut seri doar câțiva ani și ajunge Apostolul Pavel acolo în Grecia, în Corint și dintr-o dată vede că au făcut praf cina Domnului și zice, mă, oameni buni, zice, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Că noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frântul și le-a dat să mănânce, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Dar ce faceți voi? Vă aduceți mâncare de acasă? Unii aduceau mâncare mai bună, vinuri, mâncau acolo la cina Domnului, era un fel de cantină comună. Mâncau, pe când ajungeau cei care stăteau și fierbeau acolo, știu eu, sarmalele acasă, că fierbeau mai greu, pe când ajungeau ăștia cu sarmalele la lui, erau beți, rupți de beți la cina Domnului. Au făcut praf cina Domnului, în ce cauză? Vreau fiecare să-și aducă, să mănânce la biserică ca să arate ei ce au ei acasă. Și au zis, n-aveți case unde să mâncați? Eu am primit de la Domnul că noaptea în care a fost vândut Domnul a fost doar pâine și rodul viței, atât. De unde și până unde vă aduceți voi tot felul de mâncăruri și ăla al care e mai sărac și poate nu are, stă săracul și mănâncă pe la ușă și cel care are bogat mănâncă în față să-l vadă toți ce mâncăruri grase și miezoase are el. Atenție mare cu mândria. Naaman era să se întoarcă înapoi în Siria, nevindecat din cauza mândriei. Iar, dragii mei, știți ce era să-l despartă de vindecare pe Naaman? Mândria lui. Menos mal. Bine că a fost acolo un slujitor al lui cu înțelepciune care a spus, ce te costă, Naaman, să te smerești un pic și să te scalzi? Tu consider că apele, știu eu, Siriei, a Damascului, sunt mai bune decât cele ale Israelului. Bagă-te acolo în Iordan de câteva ori, că nu pierzi nimic, dar poate câștigi. Dacă continua cu mândria lui, era despărțit de vindecare. Dragii mei, dacă ar fi astăzi aici Absalom, fiul lui David, omul ăsta care privea în oglinda egoismului și se vedea pe el mai frumos decât toți ceilalți, se vedea mai bun decât tatăl lui, se vedea un om mai capabil
știa să vorbească mai bine și dintr-o dată, și ce ne-ar spune el? El ne-ar spune probabil, măi oameni buni, ascultați-l pe fratele meu, pe Solomon, care are dreptate când spune mândria merge înaintea căderii. Ascultați-l că eu n-am înțeles lucrul ăsta și am fost despărțit de viață. El a fost despărțit de viață, de cei dragi, de tot, din cauza mândriei lui. Dragii mei, a cincea sabie, știți care este? Sabia judecății. Și aici spune Biblia, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină, Matei 26:33, o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi. Dragii mei, de multe ori când stăm la masa Domnului, avem așa noi obiceiul să ne comparăm cu ceilalți, să judecăm pe ceilalți. Sunt oameni care tot timpul nu mai stau să vadă și să critique. De-abia așteaptă să greșească câte unul ca să-i găsească greșeala și să-l critique. Dom'le, niciodată nu știu să spun o vorbă bună, niciodată nu știu să spun o vorbă de încurajare, dar întotdeauna critică, multă critică, judecată. Ei cu bârna în ochi încearcă să scoată paiul din ochiul altuia. Și la masa Domnului se întâmplă, nu-i de mirare că spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11:31, dacă ne-am judecat singuri, noi pe noi, nu pe alții, dacă ne-am judecat noi pe noi, n-am fi judecați. Într-o zi a mers Nathan la David, prorocul Nathan la David, și a povestit, zice, hai să spun o povestioară. Zice, un om, zice, avea o singură oiță, o mielușică, și lângă el, zice, locuia unul bogat care avea o turmă mare de oi. Ei bine, la ăla bogat, zice, au venit în vizită, au avut și el acolo vizite, și au vrut să facă o mâncare mai aleasă, mai bună. Și ce a făcut? O mers și a luat mielușica celui sărac și a tăiat-o. Nu s-o îndurase din turma lui. Și ce a spus David? El care a fost păstor și știa ce înseamnă să ai o singură oaie și să o iubești. A spus, omul ăsta e vrednic de moarte, de 4 ori să plătească cea. Neștiind că atunci când el făcea judecată, de fapt se judeca pe sine însuși. Și așa facem și noi de multe ori. Nu știți că cine judecă pe alții vor fi și ei judecați? Nu știți că cu aceeași măsură cu care măsuri tu, ți se va măsura și ție? Dragii mei, noi de multe ori ne judecăm prin propriile noastre vorbe. Când începem și dăm noi cu parul în celălalt și dăm noi cu judecata la ceilalți, de fapt dăm în noi înșine. Sabia asta se va întoarce într-o zi împotriva noastră. Vă amintiți de Simon leprosul? A mers Iisus în casa unui om, Simon probabil fusese odată lepros. Nu știm cum a ajuns el să fie vindecat, că dacă îl chema lepros, o fi fost el vreodată lepros. L-a primit pe Iisus omul ăsta, un om bogat, un fruntaș probabil din vremea aceea, l-a primit pe Iisus în casă. Și undeva în aceeași casă a ajuns o femeie de moravă ușoare. Femeia aceasta s-a aruncat la pământ în fața Domnului Iisus Hristos și cu lacrimile ei a spălat picioarele. I-a șters cu părul capului ei. Ascultați-mă bine, în Israel nu era voie ca o femeie să umble cu părul desfăcut. Și ea în fața lui Hristos și-a desfăcut părul. În cea mai, permiteți să spun, cea mai mare intimitate care exista vreodată, în fața lui Hristos și-a desfăcut părul și a șters picioarele cu. Și știți ce spunea Simon leprosul? E, dacă ar fi ăsta proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta. Și Iisus, care era proroc și știa și ce fel de femeie este aia, dar cunoștea și gândul lui Simon, i-a spus, Simone, spune-mi tu, dacă un om are 2 datornici, unul are o datorie mare și unul mică, și iartă pe amândoi, care va iubi mai mult? Și a spus, păi, socotiesc, spunea el, judecă, asta înseamnă că ăla care a avut datoria mai mare, ce bine judecat. Ascultă-mă bine, i-a avut o datorie mare și iubește mult, fiindcă i-a fost iertat mult. Dar Simon, el era cu prejudecata. A ieșit Iisus din casa lui Simon și vreau să vă spun, cu Iisus a ieșit și femeia aceea, dar a ieșit mântuită și Simon a rămas tot acolo, despărțit de slava lui Dumnezeu. Pentru că nu înțelegea că judecata nu are ce să caute. În Roman 2:1 spune așa, dar omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți desvinovăți căci prin faptul că judeci pe altul te osindești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci același lucru, sub o formă sau alta, e tot păcat. Când îl judeci pe unul că a făcut un păcat, ei, băi, frate, uite ce păcat a făcut, cu tare, și începi să-l judeci tu ce păcat. Păi și o minciună te duce exact în același loc cu ăla care a curvit. Ascultați-mă, în iad sunt mincinoșii, criminalii, curvarii. Păi frate, eu am zis o minciună, dar l-a omorât un om, dar ce contează că mergeți în același loc? Nu mai o sândi pe nimeni că e tot păcat ce faci și tu. Mai bine mergi înaintea Domnului și recunoaște-te pe tine. Ultima sabie cu care vreau să închei, sabia îndoielii.
Știți că, dragii mei, cu sabia aceasta i-a despărțit pom, mi-a scos pom din grădina Edenului. Când a mers Satan și a spus, oare, îndoiala, oare a spus cu adevărat Dumnezeu? Oare chiar a spus El așa ceva să nu mâncați? La masa Domnului, știți ce au spus ucenicii? Când a spus Iisus, unul dintre voi mă va vinde, fiecare dintre ei, nu cumva sunt eu, Doamne? Au început îndoiala să pătrundă în inimile lor. Și vreau să vă spun că un lucru care ne face de multe ori și ne separă de masa Domnului și este îndoiala. Oare pot eu să mă ating? Dragii mei, spune Biblia, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și astfel ce să facă? Spune stare, să mănânce, dar noi de multe ori spunem fiecare, pentru că atunci când te cercetezi, tu vezi care e păcatul și când mergi să te mărturisești, stai în fața Dumnezeului celui preanalt, tu poți să te mărturisești și înaintea Lui. Vreau să vă spun că dacă vă uitați în Sfânta Scriptură și Iuda s-a mărturisit, dar nu s-a mărturisit unde trebuie. O mers Iuda să o mărturisi la marele preot și i-a spus, am vândut sânge nevinovat. Și a zis, marele preot, dar ce-mi pasă mie? Ce mă interesează pe mine ce ai făcut tu? Și a mers și a pus ștreangul în gât. Dacă Iuda, în loc să meargă la marele preot, mergea la Iisus, primea iertare în seara aceea. Cred eu din toată inima că Iisus putea să ierte pe oricine. Dar marea lui problemă a fost că s-a mărturisit unde a trebuit. În seara aceasta ești înaintea Domnului. Mai ai încă îndoială în sufletul tău? Ce să faci? Să te apropii, să nu te apropii? Știți că de multe ori Satan vine în mintea ta și îți aduce în minte toate păcatele care probabil au fost iertate de mult de Dumnezeu. Dar tu încă îți amintești de ele, pentru că mintea umană nu poate să uite. Dragii mei, știți ce este un lucru interesant? Pe Petru, înainte să îl cunoască pe Dumnezeu, îl chema Simon. Numele lui, să spunem, lumesc, Simon. Și după ce l-a cunoscut pe Domnul, Domnul i-a spus, de azi te vei numi Petru. Ei bine, vreau să vă spun că atunci când Petru, în grădina Ghețimani, a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhu, și cum spune Biblia, uitați-vă cum în Ioan 18 cu 10, ce spune acolo? Cum îl numește? Eu îl am aici notat, dar Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Pentru că întotdeauna când folosești sabia, ceva din vechea viață revine lângă tine. Simon Petru, nu spune numai Petru, zice Simon Petru, că a revenit ceva din vechea lui viață. Dragii mei, ori de câte ori folosim sabia aceasta, oricare ar fi ea, eu am numerat câteva dumneavoastră, mai puteți găsi săbii care să le folosim la cina Domnului. Vreau să vă spun că ori de câte ori folosim sabia aceea, ceva din vechea viață. Și până la urmă, vreau să vă spun că Simon, sabia aceasta, Petru, s-a întors împotriva lui. Știți unde? În curtea marelui preot, dacă vă uitați în 18 cu 26, spune Biblia acolo, pune versetul 26, unii din robul marelui preot rudă acela căruia îi tăiase Petru urechea. Unul care a fost acolo și era, știu eu, verișor, era rudă cu el și era ceva acolo. Și l-a zis, mă, zice, te știu. De-aia Petru, acolo în curtea marelui preot, a început să tremure și când a venit și acolo o slujitoare și a zis, nu, eu nu-l cunosc, nu știu. Îi era frică pentru că el înainte folosise sabia și știa că ăla-l cunoaște și probabil în mintea lui a spus, opa, m-au prins. Dragii mei, aș vrea să închei spunându-vă un lucru, că sabia asta e făcută din fier, din metal. Și niciodată Dumnezeu n-a folosit metalul ca să salveze lumea. Împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta și Dumnezeu nu folosește metalul. Când Dumnezeu a salvat, știu eu, pe vremea lui Noe, lumea aceasta, i-a spus, fă-ți o corabie din lemn de gofer, lemn. Când poporul Israel a ieșit din Egipt și au pribegit prin pustie și au ajuns la un loc numit Mara, spune că erau acolo niște ape amare și nu se puteau bea. Știți cum le-a vindecat? I-a spus Domnului Moise, ia o bucată de lemn și aruncă-o în apa aia, lemn. Dragii mei, uitați-vă în Sfânta Scriptură și aș putea să dau mai multe exemple. Când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, dragii mei, n-a ales un palat cu aur, cu argint și alte metale prețioase și a ales o iesle de lemn. Când Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a cucerit lumea aceasta până dragoste, n-a făcut-o cu o sabie și a făcut-o cu un lemn pe cruce. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă spun un lucru. Există speranță. Există încă pentru noi împăcare cu Dumnezeu și lemnul acesta pe care spune Biblia că a târnat Iisus Hristos, încă mai poate să, Iisus Hristos, jertfa Lui, încă mai poate să dea iertare în seara aceasta. Dacă ești aici și încă mai ai o sabie, în seara aceasta numele Domnului Iisus îți spun ceea ce a spus Iisus lui Petru, bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia, de sabie va pieri. În seara aceasta vreau să-ți spun, ne ajunge crucea Lui. Domnul Iisus a stat cu brațele deschise pe cruce și n-a avut o sabie în mână, și a avut cuie bătute în mână pentru mine și pentru tine.
Și dacă în seara aceasta vom sta la cina Domnului, nu este datorită sabiei lui Petru sau a noastră care a venit în seara aceasta, ci este datorită jertfei sale pe cruce. Aș vrea ca Domnul să ne ia orice urmă de îndoială din inimă și să înțelegem că El ne dorește mult cu El la masă. Am dorit mult să mănânc cu voi. Voi doriți să mâncați în seara aceasta cu El? Domnul să vă binecuvânteze. Amin. 1 Corinteni 11 cu 28 repetă acest verset. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare și în rugăciunea care urmează vom face acest lucru în lumina cuvântului lui Dumnezeu, a șaptei Duhului Sfânt la adresa sufletelor noastre, dacă vom lua parte la masa lui Dumnezeu, să cerem iertare, să ne mărturisim și Dumnezeu să lucreze. Amin. Cu toți să ne rugăm Domnul. Tată Sfânt, care locuiești în cerurile prea înalte, în seara aceasta, biserica Ta, Doamne, Emanuel, de aici, din Chintanar, suntem la cină, Doamne. Da, Doamne. Doamne, binecuvântă fiecare copil al Tău, Doamne, amin, care a venit cu sinceritate, Doamne, să stea la masa Ta, Doamne. Te rugăm, Doamne. Binecuvântă întreagă biserica Ta, Doamne, și dacă mai este cineva aici, Doamne, care nu știe ce se facă, Doamne, sângele Tău spală și curățește orice păcat, Doamne. Doamne. Nu este vrednicia noastră, Doamne, că putem să stăm la masă cu Tine. Amin. Și Tu ești Cel care învrednicești pe oricine, Doamne. Aleluia, glorie, Doamne, Te rugăm să binecuvintezi pâinea aceasta, amin, Doamne, Doamne, și fă să știm că Tu ești pâinea care Te-ai coborât din ceruri, amin, ca să dai lumii viață, Doamne. Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca mâncând din pâinea aceasta și bând rodul viței, Doamne, să avem viața odată, Doamne, pe pământul acesta și odată în veșnicie cu Tine, Doamne, să putem serba la marea Ta nuntă, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca noi să fim pregătiți întotdeauna. Binecuvântă-ne, Doamne, cu înțelepciune care vine de sus, Doamne, și nu lăsa, Doamne, ca cuvintele noastre să ne despartă de Tine, Doamne. Am vrea să ne îmbraci cu toată armătura Duhului Sfânt, Doamne. În mână să avem sabia Duhului Sfânt, Doamne, și coiful mântuirii, că aceasta este ținta noastră, Doamne. Viața aceasta este atât de scurtă și plină de necazuri, dar vedem că și mâna Ta de atâta ori a fost la lucru, Doamne. Te-am simțit în viața noastră, Te-am simțit aici în biserica Ta, Doamne. Da, Doamne. Și Te rugăm să binecuvintezi Tu ziua aceasta, Doamne. Aleluia, să fie o zi care ai făcut-o Tu, Doamne, în amin, care să ne bucurăm, Doamne, și să ne veselim. Doamne. Îți mulțumim că ești prezent, amin, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat. Aleluia. Și cu partea cealaltă de biserică de dimineață, Doamne. Da, Doamne.
Așa sunt împrejurările și Tu știi, Doamne, lucrul acesta. Dar credem că Vei aduce ziua când vom fi împărtășie împreună, Doamne, iar pe pământul acesta. Îți mulțumim că o Vei face. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce Tu ne dăruiești. Iartă-ne, Doamne, dacă am cerut vreodată lucruri care n-au fost după voia Ta. Și Te rugăm să ne binecuvintezi în continuare, că dorim să primim din mâna Ta, Doamne, viața veșnică, lăudat să fie numele Tău de acum și până în veci. Amin. Dumnezeule atotputernic, stăm înaintea Ta, Doamne, în continuare și Te rugăm să ne binecuvintezi, Doamne, cerem binecuvântarea Ta, Doamne, peste rodul viței și rugăm, Doamne, să-i dai adevărata valoare a sângelui care s-a vărsat prin Golgota, Doamne. Dumnezeule atotputernic, Te rugăm să binecuvintezi biserica întreagă, Doamne, frați și surori, Doamne. Stăm din nou la masa Ta, Doamne, și Te rugăm să ne învrednicești, Doamne. Noi, prin puterile noastre, Doamne, prin viața noastră, Doamne, nu suntem învrednici, Doamne, dar în meritul Domnului Iisus Hristos, Dumnezeule, venim în seara aceasta cu întreaga biserică, Doamne, și Te rugăm să Te îndur de noi, Doamne, și să ne ajut să trăim pocăința, Doamne, să trăim o viață după voia Ta, o Domnul nostru. Am învățat în seara aceasta de aceste săbii, o Doamne, care trebuie să le înlăturăm din viața noastră și să luăm, Doamne, sabia Duhului, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, să fie în viața noastră. O Doamne, Dumnezeule, îndură-Te, Doamne, și fă, o Doamne, ca în seara aceasta, Doamne, să fie o seară a nădejdii, o seară, Doamne, în care, din nou, Doamne, Dumnezeule, să luăm hotărâri noi de Te-a sluji pe Tine, Domnul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta minunată, Doamne. Îți mulțumim pentru harul Tău, Doamne. Amin, îți mulțumim, Doamne, pentru cântări, Doamne, pentru cuvântul Tău care dă viață. Te rugăm, Doamne, să Te înduri în continuare de noi, Doamne. Dacă sunt aici, Doamne, frași surori care poartă, Doamne, poveri, Doamne, și suferințe în trupurile lor și când vor întinde mâna să ia din pâine și din rodul viței, Doamne, dă-le vindecare, Domnul nostru. Te rugăm, o Doamne, să binecuvintezi, Doamne, întreaga asistență, Doamne. Dacă vor fi, o Doamne, frați și surori care din diferite motive ale vieții acestea, Doamne, vor pleca capul în jos, Doamne, și nu vor putea să ia din masa aceasta, Doamne, Te rugăm să-i binecuvintezi și să le dai încă o șansă, rugăm, Doamne, de pocăință, o șansă a iertării, Domnul nostru, că Tu ești dragoste, Tu ești iubire și Tu ești Dumnezeul nostru care ne vei pentru Tine. Îți mulțumim că vei lucra, lăudat să fii în veci. Amin. Amin. La cina Domnului poți să ia parte, frați și surori botezați în apă, la vârsta majoră și tot aceia care la cercetarea în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu aveți dezlegarea în cuget să participați. Cei care se împărtășesc, rămân ridicați pe picioare, ceilalți vă rog să ocupați lucrurile pe scaun. Aș vrea să vă explic în scurt cum vom lua cina Domnului, frații slujitori și cei de la cor, vă rog chiar acum să coborâți și să luați o sticluță și o punguliță cu pâine, după aceea cei din sală, începând din și surorile și frații din lateral, chiar vă invit, ieșiți, veniți pe lateral înspre masa aceasta, luați și pe intervalul din mijloc vă îndreptați din nou înspre locurile dumneavoastră. Ai vrea să fim cât de operativ, să luăm fiecare pâinea, luăm fiecare sticluță, așteptăm toți împreună, vom servi pâinea, toți împreună vom servi din rodul viței. Este noul mod în care avem dezlegarea sau permisiunea să facem această lucrare. Mulțumim Domnului că se poate face, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat sănătate, ne-a dat viață și că în seara acestei zile putem să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Iisus Hristos. Desigur, cei care trebuie să ducă cuiva în familie acasă, care n-au putut să ajungă la casa de închinare, pot să facă lucrul acesta, să ia și să ducă și la cei bolnavi, la cei care lipsesc. Când toți o să avem posibilitatea să luăm și pâinea și rodul viței, atunci, desigur, voi citi din cuvântul lui Dumnezeu și apoi vom servi pâinea și vom servi rodul viței. Suntem în seara aceasta la casa de închinare, suntem în locul acesta, mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit și mulțumim în mod special pentru această jertfă de la Calvar, care a dus mântuire nouă și lumii întregi. Dacă toți care am dorit să luăm cina Domnului, avem pâinea, ai vrea să deschidem Sfânta Scriptură în 1-a carte a Corintenilor, în capitolul 11,
unde Apostolul Pavel spune de la versetul 23 în felul următor. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Versetul 25 și 26. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Dacă a rămas cineva care nu i-a dat timp sau din greșeală nu s-a servit, dacă toți care prin harul Domnului am putut să ne apropiem, am făcut lucrul acesta, ai vrea acum să ne ridicăm cu toți în picioare și în încheierea serviciului în această seară să venim cu toți înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să ne binecuvinteze în continuare și să ne păzească. Ieșind din locul acesta, e noapte și fizic, dar este noapte și spiritual. Problemele nopții societatea modernă le-a rezolvat cu sursele de iluminare, cu toate mijloacele de trai, și trăim într-o țară dezvoltată în care nivelul de trai permite ca noaptea pentru noi să nu fie o problemă. Dar noaptea aceasta spirituală, societățile acestea dezvoltate le complică mai mult și este mai întunecat. Când oamenii o duc bine, nu mai au nevoie de Dumnezeu. Când oamenii nu mai au nevoie de Dumnezeu sau nu mai simt lipsa de Dumnezeu, ascultă de alți oameni. Și Biblia spune că când un orb povățuiește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Ce vreau să spun, ieșind de aici, ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, de Cel care este lumina, de Cel care a deschis ochii orbilor. Și dacă orbii călăuzesc pe alți orbi, să le lăsăm, problema e problema lor. Noi trebuie să iluminăm și noi să fim în lumină lumea, și la aceasta Dumnezeu ne-a chemat. Să nu luăm și noi săbile lor, să nu luăm și noi hainele lor, să nu luăm și noi ceea ce lumea ia și folosește. Vreau să ne încredem cu toți în Dumnezeu. Ceea ce a fost, ceea ce este, a mai fost. Ce a fost, se întâmplă în zilele noastre și va mai veni, așa spune Sfânta Scriptură. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. De aceea, mulțumim Domnului pentru această seară, ne încredințăm mâna și în brațul Lui și o rugăminte să mai avem înaintea Domnului. Când va veni în împărăția Lui, să-și aducă aminte de noi și să putem sta la masă împreună cu El și să luăm din pâine și din rodul viței nou în împărăția Lui. Amin. Și apoi să-și mulțumim Domnului pentru această zi.
Vă invit să ocupați locurile pentru anunțul. Duminica viitoare, programele de după masă vor intra la programul normal de la ora 6. Toate posibilitățile sau probabilitățile sunt ca duminica viitoare, noi care suntem în seara aceasta, la program să fim de dimineață, pentru că aforul este limitat încă la 50%, și atunci, de moment, cred că vom rămâne în aceeași formă de a participa la serviciile de închinare. Duminica viitoare dimineața va fi serviciul de binecuvântare de copii, fratele Gabi, sora Diana și vor aduce fetițe la binecuvântare, desigur, și cei care, să zicem, împărțirea care avem, nu pot duminica viitoare să participe, dar sunt familiari sau prieteni ai lor, apropiați, pot să participe la acest program. Sunt anumite excepții la modul în care suntem împărțiți. Colecta din această seară este destinată celor care sunt în nevoi. Colecta se face în biserică, la ieșire, va fi un coș acolo pe ultimul scaun și fiecare dintre dumneavoastră veți depune acolo ofranda pentru cei în nevoi de data aceasta. La școala duminicală s-a început grupa Steluțe, cei născuți în 2016-2017 intră la prima grupă, respectiv cei de 3 și de 4 ani. Tot din 2 în 2 ani școala duminicală schimbă programa de învățământ și atunci avem posibilitatea anul acesta, de exemplu, ca să alcătuim această grupă din copilași și micuți. Miercuri seara de la ora 7, grupul Peniel se vor întâlni la casă de închinare. Grupul Peniel sunt tinerii care au ieșit de la școala duminicală, care s-a terminat anul acesta cei 2 ani de curs și, desigur, celelalte informații le veți primi de la departamentul de tineret, la frații și surorile care se ocupă cu această lucrare. Vă mulțumim tuturor pentru participare în această seară la casă de închinare și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți și casele noastre cu viață veșnică. Amin. Adunare este liberă. Fiți